Ține, Doamne, în această seară, vie în inima mea flacăra credinței și a iubirii creștinești. Îngăduie-mi să te urmez și să îți împlinesc învățăturile și caută, prea bunule, către mine cu îndurare, căci inimile celor ce te urmează pe tine nu vor cunoaște întunericul, ci pline vor fi ele de lumina vieții. După cum ți-a fost făgăduința, ușurează-mă, Doamne, de orice urmă de apăsare și dăruiește-mi liniște și milă și iertare. Ia Tu de pe mine toată a mea povară și veselește-mi sufletul. În această seară, amin. Doamne, Tu ne-ai îndemnat cum să ne petrecem viața noastră, cea pământească, astfel încât fericiți să fim pe această lume și vrednici să ne găsim pentru a petrece veșnicia în împărăția Ta. Însă îngustă este calea Ta și strâmtă este poarta, cea care duce la mântuire, și puțini sunt cei ce o află. Însă eu te rog, Doamne, acum, întărește-mă în credință ca să pot să fac doar voia Ta. Umple-mă de iubirea Ta ca să nu mă îndepărtez de la calea Ta. Și minunează-mă într-o milostivirea Ta, ca să nu mă îndoiesc nici când de puterea Ta. Dă-ne, Doamne, o seară liniștită și ocrotește-ne pe noi, cei ce ne rugăm și ne închinăm Ție. Amin.